Gerul nu mai este singura problemă a localnicilor din întorsura Buzăului. Chiar în centrul orașului, mai ales acolo unde sunt ghiene de gunoi, își fac veacul haite întregi de câini care i-au băgat în sperieți pe localnici. În localitate nu există serviciu de ecarisaj, iar primăria nu a avut până acum bani să construiască un adăpost. Așa că patrupedele se înmulțesc necontrolat. În ultimii ani, câinii vagabond s-au înmulțit într-atât încât pot fi văzuți umblând în haite în centrul orașului întorsura Buzăului. Localnicilor le este pur și simplu teamă să meargă la ghenele de gunoi sau să circule prin centrul orașului, mai ales seara. O verișoara mea, trecând de la restaurant de acolo, între blocuri, să merg acasă, a năpădit o haită de câini, dacă nu se trântea jos, cu fața în jos și nu venea cineva să o apere, o mâncă câine. Și ies să apăr copiii. Oamenii cu bicicleta, să ia după ei. E teroare, cu sutele. M-a sărit pur și simplu de sub mașină pe mine și pe picior. V-a muscat? Da, a rămas un pic de colț. Sunt mulți? Sunt foarte mulți. Sunt destui, vai de capul nostru, sunt, ferească Domnul. Și n-are curaj copii să mai vie seara. După ce serează, nu mai are curaj să vină aici. Sunt și oameni deja obișnuiți cu patrupedele, care își fac veacul pe lângă piața din oraș, printre blocuri sau în locurile de joacă pentru copii. Cum vă urmele dumneavoastră un câine vagabond? Și văd că sunt doi de fapt. Mă cunosc. Sunt mulți? Sunt mulți. Nu știu, 10, nu știu ce să zic. Aici, la blocul dumneavoastră? Aici, pe la gunoaie. Primăria cunoaște situația și chiar a primit sesizări de la cetățeni, însă spune că nu poate controla problema câtă vreme sunt locuitori în satele învecinate care aduc câinii și îi abandonează lângă containere. Da, avem sesizări de la persoane care stau la blocuri la etajele superioare, da, și au fost cazuri în care au văzut după geam când au coborât din port bagajul mașinii câini și au lăsat între blocuri. Bugetul anual al primăriei din întorsura Buzăului este de 2.700.000 de lei, puțin pentru cheltuielile orașului. Până acum, investiția într-un adăpost de câini a fost imposibilă. De-abia anul acesta, edilii au reușit să aloce niște bani ca să construiască un mic azil. Pentru început, primăria plănuiește să construiască un adăpost cu 5 padocuri undeva la marginea orașului, în apropierea fostei rampe de gunoi. Trenul este deja pregătit, banii de asemenea va costa undeva la 170.000 de lei, însă nu mai rămâne decât ca vremea să se îmbunătățească pentru a începe lucrările. Maidanezii din întorsura Buzăului nu sunt crotaliați, prin urmare nu are nimeni o evidență a lor, însă localnicii spun că ar fi vorba despre mai bine de 100 de patrupede fără stăpân, care circulă nesingherite prin centrul orașului.